Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Mă numesc Zuleiha, sezonul 4, episodul 37. În timp ce Zuleiha și Cetin îl așteaptă pe colac în pădure, ei își dau seama că au fost atrași într-o capcană. Betul vrea să o împuște pe Zuleiha, dar ei reușesc să intre în mașină și să scape cu bine. Între timp, Colac, care a fost răpit de Betul, reușește să fugă. Zuleiha și Colac se întâlnesc pe drum, în timp ce fug de Betul. Cei doi pun lucrurile cap la cap și când înțeleg că Betul a vrut să o ucidă pe Zuleiha și să dea vina pe Colac, decid să coopereze pentru a se răzbuna pe Betul. Fikret este sigur că Hakan l-a ajutat pe Abdulkadir să fugă. Ca să îndepărteze orice suspiciune, Hakan îi spune procurorului unde ar fi putut să meargă Abdulkadir. După aceea, Hakan merge la munte unde se ascunde Abdulkadir și îi spune să nu meargă în locurile acelea și planul prin care îl va ajuta să plece din țară. Mai târziu, Zuleiha află de la Ghafur că Hakan a cumpărat alimente din oraș. Ea bănuiește că îi duce provizii lui Abdulkadir și îl urmărește când merge la el. Hakan îi lasă proviziile, apoi își a rămas bun fiind că i-a rezolvat să plece în câteva ore. Când Hakan se întoarce la conac, Zuleiha îl așteaptă foarte supărată. A închis porțile și nu îi permite să intre în curte. El vrea să îi dea o explicație, dar Zuleiha se desparte de el și îi spune că a anunțat poliția despre locul unde se ascunde Abdulkadir. Într-adevăr, Abdulkadir este pe cale de a fi prins, dar reușește să scape în ultimul moment. Între timp, Colac își înscenează moartea. Betul, care crede că i-a moștenit averea, se instalează în casa lui de îndată ce primește vestea. Nu după mult timp, avocatul lui Colac îi spune că cununia lor a fost falsă. Apoi apare Colac viu și nevătămat și le scoate afară pe Shermin și pe Betul, umilindu-le de față cu Zuleiha și muncitorii ei și spunând tot ce a făcut Betul. A doua zi, Betul își ia pistolul și se duce la conac să o împuște pe Zuleiha. În acel moment, Hakan merge să-și a rămas bun de la Zuleiha. În timp ce ei vorbesc, Betul trage cu arma, iar Hakan, care se pune în fața lui Zuleiha pentru a o proteja, este împușcat și moare. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.